Ce clădiri rezistă la cutremure? Ce materiale, tehnologii și principii fizice se aplică? Am primit această întrebare ca un comentariu la videoul meu despre cutremurul din Turcia. Hai să vorbim deci despre principiile fizice care se aplică la cutremure, apoi să vedem cum se pot construi case rezistente la cutremur pe baza înțelegerii acestor principii. Pe parcurs vom exemplifica cu situația specifică a României. La momentul acesta nu știu dacă acest video va avea o parte sau două. Vedem. Pentru că este un subiect complex, nu l-am făcut singur, ci cu ajutorul lui Marius Șoflete, un inginer constructor care știe mult mai bine decât mine lucrurile acestea, inclusiv practicabilitatea lor. Canalul lui de YouTube în care vorbește despre construcții îl las în descriere și în primul comentariu. Vă îndemn să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Pentru a înțelege cum putem face o casă sau un bloc rezistente la cutremur, hai să vorbim mai întâi despre principiile fizice și forțele la care este supusă o clădire în cazul unui cutremur. Apoi vom înțelege mai bine cum putem construi clădirea în așa fel încât ea să nu se prăbușească. Da, nu scăpați de fizică pe acest canal. Iar începutul este principiul inerției. Știți, acel principiu învățat la școală care spune că dacă un corp este în mișcare, el tinde să își continue starea de mișcare. Iar dacă e în repaus, tinde să rămână în repaus. Partea asta a doua ne interesează acum pe noi. Ați văzut cum, atunci când liftul urcă brusc, ne simțim mai grei? Asta pentru că trupul nostru vrea să stea la parter și împinge în podea atunci când cabina liftului se mișcă în sus. Sau ați văzut cum, atunci când autobuzul pornește brusc, noi ne înclinăm spre spatele autobuzului? Asta deoarece corpul nostru, care era în repaus, vrea, între ghilimele, să rămână acolo unde era când a plecat autobuzul și se înclină către spate. În cazul unui cutremur, se aplică acest principiu al inerției. Atunci când pământul se ridică, clădirea vrea să rămână pe loc și opune rezistență pământului care o ridică. Asta o face mai grea, iar pentru un moment scurt de timp se produce fenomenul de comprimare pe verticală a construcției. Din fericire, clădirile sunt oricum construite să reziste la greutatea lor proprie, deci au o rezistență mare pe verticală. În plus, această mișcare vertical, în cazul unui cutremur, este mai puțin pronunțată, așa încât de aici nu vin probleme în practică. Problema apare când pământul se mișcă pe orizontală, ca în cazul podelei de autobuz. Atunci ne înclinăm în spate când autobuzul pornește. La fel, dacă pământul se mișcă la stânga, un bloc înalt se va înclina spre dreapta, pentru că vrea, între ghilimele, să rămână în locul de plecare, conform principiului inerției. Această înclinare forțează elementele de structurare blocului, care pot ceda. Nu este atât că blocul se prăbușește pentru că s-a înclinat prea mult și centrul lui de greutate iese din bază, că nu iese, cât că aceste elemente de structură internă, betoane, stâlpi, grinzi, se fisurează și apoi se rup în proces, iar blocul nu mai poate susține greutatea etajelor sale superioare. De aici reiese primul lucru pe care trebuie să-l facem, să construim o structură de rezistență care să nu cedeze forțelor mari în cazul cutremurului. Putem înțelege asta dacă ne imaginăm o structură de cărți de joc. Dacă lipim cărțile de joc, acestea nu se vor prăbuși. Și cum putem? Păi, de exemplu, prin structuri de beton și împinări specifice. Câteva exemple de împinări sunt nodurile rigide, precum cele dintre stâlpii și grinzile unei structuri în noduri, care nu se deformează dacă barele se mișcă, ci doar se rotesc. Sau împinări cu noduri articulate, ca niște balamale, pentru structurile care sunt contravântuite, adică cele care au niște diagonale ce unesc între ele fiecare nod, astfel încât să formeze triunghiuri nedeformabile. Acestea permit ca arhitectul să construiască spații mari deschise. Pe de altă parte, se folosesc și pereții întregi de rezistență, care alcătuiesc structuri de tip fagure, așa cum își construiesc albinele stupul. Aceștia întăresc structura, doar că închid imaginea, acolo unde sunt puși, ceea ce arhitecților nu le prea place. Cărțile de joc lipite, ați văzut, mai au un lucru în plus, sunt puțin elastice. Vom vedea mai jos de ce acest lucru este extrem de important în cadrul cutremurelor. De aceea, în betonul folosit la construcția noastră, adăugăm armături metalice, sau mai simplu spus, beton armat. În analogia noastră, betonul și oțelul sunt lipiciul cărților de joc. Acum, dacă vine un cutremur, componentele clădirii nu se desfac precum cărțile de joc, ci rămân legate împreună și încep să se deformeze în funcție de forțele ce acționează asupra lor, dar și în funcție de elasticitatea lor și de modul în care sunt îmbinate. Acum trebuie să detaliem și începem cu forțele seismice ale cutremurului.
În esență, forța seismică apare datorită accelerațiilor din teren. Undele verticale și orizontale, care mișcă clădirea, aduc cu ele niște accelerații. Forțele de inerție sunt date de produsul dintre masă și accelerația imprimată de mișcarea seismică, din care componenta laterală, adică cea orizontală, este cea mai importantă. Masa clădirii este însă distribuită neuniform, de aceea forțele de inerție nu sunt egal distribuite pe înălțimea clădirii. Cele sunt concentrate în dreptul planșelor de la fiecare etaj, unde avem masă mare, motiv pentru care clădirea nu se mișcă precum un corp unitar, ci se unduiește, în funcție de cum sunt distribuitele masele pe planșee și pe etaje, deci nu se mișcă efectiv ca o clădire rigidă. În România, accelerațiile imprimate de mișcările seismice sunt de până la 0,4G, adică accelerația laterală de proiectare este de până la 40% din accelerația gravitațională, o valoare mare. Dacă avem o clădire de 100 de tone, este ca și cum ar fi lovită lateral în cadrul unui cutremur de 40 de tone forță, ceea ce este foarte mult. Ce putem face? Ei bine, trebuie să înțelegem că forța seismică și mai ales energia ei se distribuie în funcție de structura clădirii la fiecare element de îmbinare. Știți însă principiul de conservare al energiei. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Energia seismică se va disipa în clădire, fie că vrem, fie că nu vrem. Dar asta nu ne deranjează în primă instanță. O putem lăsa să se disipe în elemente special construite în clădire, pentru acest scop, în așa fel încât celelalte elemente de îmbinare să sufere un stres cât mai mic. Principiul acesta este folosit la mașinile de Formula 1. Mașinile, atunci când se izbesc de un perete, se desfac parțial în bucăți, care sar într-o parte și alta, ducând cu ele o parte din energia impactului sub formă de energie cinetică. Desigur, la clădiri vrem să păstrăm componentele împreună, de aceea energia seismică nu trebuie disipată în energie cinetică, ci în energia potențială a diverselor sare elemente elastice. Acestea au în același timp și un grad de plasticitate mare pentru a disipa energia. Analogia este cea a unui arc. Odată lovit, nu vrem ca acesta să oscileze la infinit, ci să stingă mișcarea în cât mai puține oscilații. Arcul este și plastic, iar energia se disipă sub formă de energie termică, crescând temperatura arcului. Lăsând energia să disipe în clădire, aceasta va deforma în principal componentele special construite în acest sens și o parte mai mică din restul de componente. Asta înseamnă, în esență, că vom construi o clădire elastică, dar și plastică. Desigur, elasticitatea este în special pentru acele elemente pe care le-am construit noi în scopul ăsta, nu în toate elementele clădirii. Tot acolo va ajunge și plasticitatea, pentru că ele vor trebui să preia cea mai mare parte a energiei seismice. Hai să mai facem o analogie să înțelegem chestia asta fundamentală. Uite, aceasta este o coardă superelastică ce se unduiește. Vedeți cum unda circulă dintr-o parte în alta? Ea poartă energia undei. Când coarda este parțial plastică, unda scade repede în intensitate. Unde se duce energia ei? În căldura care se disipă în coardă prin această mișcare. La fel vrem să fie și în clădire, în elemente special construite. Și atât ne ajung la sfârșitul principiilor fizice de care trebuie să ținem cont pentru a construi clădiri rezistente la cutremur. Datorită lungimii materialului nu am putut termina tot videoul la timp, așa încât va mai urma o parte. În aceasta voi vorbi mai specific despre aplicarea acestor principii, cu specificitate la România, dar și la clădirile moderne din lume. Stay tuned pentru partea a doua. Până atunci, îi mulțumesc încă o dată lui Marius pentru ajutorul dat la construcția acestui text. Link către canalul său de YouTube găsiți în descriere și la primul comentariu. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presur și vă doresc mulți ani de acum înainte, lipsiți de aceste evenimente nedorite care se numesc cutremure. Numai de bine, la revedere!